Misiunea care îmi revine, delicată în cazul autorului, este de a-mi prezenta cartea recent apărută despre principele savant și cărturar Dimitrie Cantemir, al cărui nume îl poartă Institutul Cultural Român din Istanbul. Pentru că, cercetător fiind al secolului XVIII românesc, stabilit în Franța, am considerat că este bine să fac cunoscut ceea ce era mai puțin cunoscut în lumea occidentală. Și din ansamblul secolului XVIII românesc, mi s-a părut firesc să încep cu ceea ce este mai important și major ca realizare. Așa s-a produs interesul pentru Dimitrie Cantemir. Lucrarea a fost bine primită, cum arată recenziile în revistele din diferite țări, cum arată cele două prestigioase lansări și conferințe care au avut loc la Biblioteca Națională a Franței și la Biblioteca Națională a Spaniei, și mai ales premiile pe care le-a primit această lucrare, premiul Nicolae Iorga din partea Academiei Române sau premiul Institutului Cantemir, care tocmai fusese înființat la Oxford în 2010. Cea mai plăcută recunoaștere a interesului pentru această carte a venit din partea mai întâi a unui mare istoric al Școlii Analilor, istoricul Emmanuel Leroy Ladurie, care a scris de altfel prefața, și mai ales de la Jordi Savall, care tocmai scotea atunci, în 2009, un album cu muzica lui Dimitrie Cantemir. Pe firul pasiunii comune pentru Cantemir s-a produs și întâlnirea mea cu Jordi Savall, întâlnire care a avut loc la Iași în toamna anului 2010, deosebit de semnificativă, pentru că ea avea loc în contextul în care se sărbătoreau 300 de ani de la urcarea lui Dimitrie Cantemir pe tronul Moldovei și tot atunci lucrarea apărută în Franța a putut fi tradusă în limba română. Cu acest eveniment a fost organizat un concert cu muzica lui Dimitrie Cantemir în interpretarea dată de Jordi Savall și orchestra sa pe scena filarmonicii de la Iași. Moment emoționant atât pentru concertul în sine, cât și pentru că el a fost urmat de o întâlnire în fața mormântului lui Dimitrie Cantemir la Biserica Trei Ierarhii. Toate aceste semne pozitive pe marginea lucrării despre Cantemir m-au încurajat să fac un pas mai departe spre cunoașterea sa. Așa s-a născut ideea unei lucrări mult mai sintetice în raport cu lucrarea voluminoasă din 2009, capabilă să exprime în pagini puține același mesaj pe care l-am transmis anterior. Un mesaj care să contribuie la înțelegerea personalității lui Dimitrie Cantemir în acord cu interesele publicului de azi, atât publicul din patria care l-a dat, România și Moldova de azi, cât și peste hotare. Dar trebuia subliniat și mai bine ceea ce a reprezentat opera lui Cantemir dincolo de fiecare din spațiile în care a trăit și a creat. Punțile de legătură pe care le-a reprezentat între Imperiul Otoman și Rusia lui Petru cel Mare, de exemplu, și mai departe decât atât, între Europa Orientală și Europa Centrală, alegerea sa ca membru al Academiei din Berlin în 1714, marcând în acest sens o dată. Originalitatea cea mai de preț a acestei cărți este posibilitatea pe care am avut-o, la care am ținut foarte mult, de a însoți textul de
ilustrații cât mai bogate și cât mai sugestive. Sunt extrem de bucuros pentru că imaginile alese de mine dau mai mult relief subiectului descris, Dimitrie Cantemir, și epocii în care a trăit. A spune că toate aceste imagini se înlănțuie ca într-un adevărat film, descriu secvențele importante ale biografiei sale, ale operei sale, ale persoanelor pe care le-a cunoscut, personalități istorice de prim plan, Petru cel Mare sau Sultanul Ahmed al III-lea, personalități culturale, ale locurilor în care a trăit, aceasta este de asemenea foarte important, pentru că se vede palatul de la Istanbul, de exemplu, sau cel de la Sankt Petersburg, ale cărui urme sunt vizibile și astăzi. Și toate aceste mărturii vizuale din epocă permit să înțelegem mai bine saltul pe care l-a realizat Dimitrie Cantemir în modernitate. Saltul de la o lume oarecum tradițională și orientală la o lume modernă în spiritul epocii luminilor pe care el o anunță în foarte mare măsură. E vorba, pe de o parte, chiar cazul lui Dimitrie Cantemir în anii tinereții, așa cum îl înfățișează acel portret din Constantinopol, în care Dimitrie Cantemir apare cu turban și cu perucă. Pe când tabloul său din anii de maturitate, atunci când era sfetnic, principe serenisim al lui Petru cel Mare și savant, el apare într-o postură cu adevărat europeană, fără turban, întru totul ca ceilalți contemporani ai săi din spațiul european. Aceeași metamorfoză este interesant de observat în cazul familiei sale, pentru că tatăl și fratele său, așa cum apar, de exemplu, la Mera, la mănăstirea Mera, sunt reprezentați în veșmintele de curte tradiționale, arătând, deci, o înscriere într-o tradiție culturală, pe când ceilalți membri ai familiei lui Dimitrie Cantemir, care au trăit în Rusia, sunt întru totul la modă cu aristocrația europeană a secolului respectiv, respectiv soția sa, Cassandra, prima sa soție, dar chiar și a doua, și mai ales a doua soție, Anastasia, prințesa Anastasia, a cărui portret se găsește tocmai la Muzeul de Artă din Melbourne și în care se poate vedea, într-adevăr, o doamnă întru totul asemenea marchizelor europene din Europa. Foarte reprezentativ este imaginea fiul său, Antioch Cantemir, care este prezent printr-un autoportret și care îl reprezintă de asemenea într-o alură cu totul europeană, modernă, cu totul deosebită de imaginea pe care reprezentanții diplomatici ai Rusiei îi aveau până la sfârșitul secolului al XVII-lea în Europa. Imaginile acestea au fost căutate în cele mai inaccesibile locuri, a spune cu o pasiune de cercetător și cu bucuria de a descoperi, într-adevăr, mărturii cât mai autentice ale acestor personaje și locuri în care a trăit Cantemir. Aș da un exemplu. Palatul la care a trăit, în care a trăit din Sankt Petersburg există și astăzi, el poate fi văzut. Mi-a interesat foarte mult să găsesc totuși aspectul său
într-o gravură cât mai aproape de epoca în care a fost construit, ceea ce a fost foarte greu. Am găsit până la urmă în colecțiile Muzeului Național din Stockholm o gravură din 1740 care reprezintă tocmai acest palat la puțină vreme după data la care a fost construit. În forma sa sintetică și cu ilustrațiile care o însoțesc, această carte se dorea, de fapt, un fel de carte de vizită a principelui savant, care este, de fapt, primul ambasador al culturii române în lume. Faptul că ea este într-o ediție trilingvă, în română, engleză și franceză, îi facilitează și mai mult acest rost. De aceea sper că această carte de vizită va atrage un public cât mai larg și va continui să-l facă cunoscut pe Dimitrie Cantemir în lume, inclusiv în Turcia, unde numele său este un simbol al dialogului cultural.